Ce este a doua venire? A doua venire a lui Hristos, ca Dumnezeu de sigură, nu e decât corecția greșelilor și revenirea la sănătate mentală. Face parte din condiția care redă ce nu s-a pierdut nici când și restabilește ce e adevărat în vecii vecilor. E invitația adresată cuvântului lui Dumnezeu să ia locul iluziei. E bunăvoința de a lăsa iertarea să se aștearnă asupra tuturor lucrurilor, fără excepții și fără rezerve. Tocmai caracterul tot cuprinzător al celei de-a doua venire a lui Hristos îi permite să îmbrățișeze lumea și să te țină la adăpost în sânul blând de ei sosiri, care cuprinde toate făpturile la oaltă cu tine. Eliberarea pe care o aduce a doua venire nu are sfârșit, deoarece creația lui Dumnezeu trebuie să fie fără limite. Iertarea luminează calea celei de-a doua veniri pentru că se răsfrânge asupra tuturor lucrurilor privite ca tot unitar. În felul acesta, unitatea e recunoscută în sfârșit. A doua venire încheie lecțiile pe care le predă Spiritul Sfânt, făcând loc judecății de apoi, în care învățătura se încheie printr-un rezumat final, care se va extinde dincolo de el însuși și va ajunge până la Dumnezeu. A doua venire e timpul în care toate mințile se pun în mâinile lui Hristos, să fie redate Spiritului în numele adevăratei creații și al Voii lui Dumnezeu. A doua venire e singurul eveniment din timp pe care timpul însuși nu îl poate afecta, căci fiecare dintre cei ce au venit să moară, sau vor veni, sau sunt prezenți acum, este la fel de liber de tot ce a făurit. Prin această egalitate, Hristos e restabilit ca singură identitate prin care fiii lui Dumnezeu recunosc că sunt cu toții unul singur. Iar Dumnezeu Tatăl îi sură de fiului său, unica lui creație și singura lui bucurie. Roagă-te ca a doua venire să fie curând, dar nu te opri aici. Ea are nevoie de ochii și urechile tale, de mâinile și picioarele tale. Are nevoie de vocea ta și mai presus de toate are nevoie de bunăvoința ta. Să ne bucurăm că putem face voia lui Dumnezeu și ne putem uni în sfânta ei lumină. Privește, Fiul lui Dumnezeu e una în noi și, prin el, putem ajunge la iubirea Tatălui nostru. Lecția 303. Hristos Cel Sfânt se naște în mine astăzi. Priviți cu mine, îngeri, priviți cu mine azi, să mă înconjoare toate sfintele gânduri ale lui Dumnezeu, și să stați cu mine liniștiți cât timp se naște Fiul Cerului. Sunetele pământești să tacă, și imaginile cu care sunt deprins să dispară. Hristos, fie binevenit acolo unde e acasă, și să audă sunetele pe care le înțelege, și să vadă numai imagini care îi arată iubirea tatălui său. Să nu mai fie un străin aici, căci se naște din nou în mine astăzi. Tată, fiul tău este binevenit. A venit să mă mântuiască de sinele rău pe care l-am făcut. El e sinele pe care mi l-ai dat. El e doar ce sunt eu în adevăr. El e fiul pe care îl iubești mai presus de toate. El e sinele meu așa cum m-ai creat. Nu Hristos poate fi răstignit. Ocrotit în brațele tale să îți primesc fiul.